Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o etalare specială pentru lună plină, în care să primiți un ghidaj cam la ce ar trebui să renunțați, eventual la ce ar trebui să vă concentrați pe în viața voastră de zi cu zi și un scurt, scurt mesaj de la înger asta ca să ajung să fac pentru toate zodile. Am amestecat cărțile, deci folosesc acest set de cărți, nu știu cum îi zice, acesta cu scopul în viață și încă unul cu mesaje de la îngeri. Am început deja cu berbecul. Berbecului îi se recomandă să renunțe la uitați ce. Voi știți de ce. Că e un semn de aer, că e orice alt semn, v-am zis, nu vă fixați pe semne, este evident o mare dezamăgire că ați provocat-o voi altuia, că altcineva v-a provocat-o voi, această rană profundă. Este o, o mare durere. Renunțați, este lună plină în pești, această lună plină e în opoziție cu soarele în fecioară. Și ce înseamnă, pe scurt, evident, nu stau să vă explic, încă, poate altă dată, este un moment excepțional în care putem să renunțăm la răni, ca de exemplu aceasta pe care o aveți voi, la probleme, la atașamente, la iluzii, la adicții și să vă setați sau să conștientizați anumite lucruri, lucruri cu care sau aspecte ale voastre cu care trebuie să lucrați. Este o opoziție foarte interesantă între iluzii și realitate. Și atunci, vin cu această carte și rog să ni se arate pentru fiecare zodie la ce avem de renunțat. Voi, dragii mei berbeci, trebuie să renunțați la această dezamăgire. Poate că e trio, poate să fie și în afaceri, poate să fie și la locul de muncă cineva care va dezamăgit, poate să fie și în dragoste, evident. Dar... Cartea spune mai mult decât pot eu să spun. Nici n-are rost să vin cu prea multe explicații, pentru că este absolut evident, interesant, este din scopul în viață, adică um, un set de cărți care mi se pare potrivit pentru ceea ce am zis că ar trebui să conștientizați prin soarele în fecioară. O realitate către care a trebuit să vă concentrați atenția. Și ați primit, interesant, ați primit această carte, Artistul. Că este o persoană artist, artistă în viața voastră, către care trebuie să vă întoarceți privirea, atenția, să lăsați în urmă rănile, da? Și eu știu ce alte chestii care nu v-au convenit și să vă întoarceți privirea către această persoană, voi știți. Poate este artistul din voi, poate voi trebuie să vă angajați în activități artistice benefice carierii voastre și poate în fiecare departament al vieții voastre să manifestați un pic de artă, de creativitate. Poate sunteți chemați să vă duceți și voi la un vernisaj, dacă n-ați mai fost de mult, la o expoziție de artă, că nu-i vernisaj, că na, vernisajul e doar la deschide sau finisajul la închidere, dar să vizitați expoziții de artă, să vă duceți la un concert de muzică, bine, spun de artă pentru că imaginea arată artă vizuală, vă duceți la un teatru, la orice. Repet, dacă, dacă nu este o persoană care manifestă aceste calități și sunteți chemați să vă concentrați pe ei, atunci voi trebuie să manifestați această, acest aspect. Din partea îngerilor ați primit un sfat. Acțiunile vorbesc mai mult decât, evident, cuvintele. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni în cazul în care nu ați exprimat-o. Că-i față de această persoană, că-i față de altcineva. Poate trebuie să cumpărați un tablou, ceva frumos și să-l oferiți cuiva. Prieten, prietenă, amic, familie, nu contează, da? Oricum, renunțați la acest trei de spade, la dureri. Iertați! Luna plină în pești vă ajută să iertați. Și soarele în fecioară, concentrându-vă pe aceste două, veți lăsa în urmă iluzile. Iluziile, cel mai important este iluzia durerii, a suferinței. De fapt, această iluzie ne-o creează egoul, dacă știți. Dacă nu, veți mai auzi, vă voi mai povesti. Egoul este cel care suferă. Din mândrie, din orgoliu, din frică, din diverse motive. Deci, dragii mei, faceți artă în cazul în care nu aveți un artist, o artistă. Poate să fie și un copil, evident, un copil cu um, calități artistice, poate trebuie să-l să duceți la pregătire, să investiți în el, în ea, da? Și investind în, în acest aspect al copilului vostru, să descoperiți și copilul interior care are nevoie de un pic de expresivitate, de creativitate. Întrerup și continui cu zodia următoare. Vă pup numai bine! Continui cu Taurii. Taurii. Dragii mei tăurași și tăurițe, la ce trebuie să renunțați în această seară, în această perioadă de lună plină? Am explicat și la berbeci cam ce înseamnă luna plină în pești, în opoziție cu soarele în fecioară. Deci iluzii, adicții, în fine, mai ascultați și acolo. Voi, dragii mei tauri, trebuie să renunțați la acest magician. Pentru unii poate să fie cineva în semnul Gemenilor sau al Fecioarei, pentru că reprezintă Mercur. Pentru alții poate să fie prima zodie Berbecul, pentru alții poate să fie o persoană în zodie în ianuarie, Capricornul. Dar trecând peste aceste aspecte care vouă vă plac și mie nu-mi plac, să vă spun zodiile. Este o persoană care dacă aveți dacă trebuie să renunțați eu cred că uh, s-a manifestat în sensul negativ al cărții a manifestat o atitudine manipulatoare în ce domeniu voi ar trebui să știți cred că a fost totuși un trio pentru că văd la capătul setului de cărți, 3 de cupe, 2 de spade un trio căruia trebuie să-i puneți capăt și să vă concentrați să o luați de la zero dar cartea aceasta a venit să vă atrag atenție, că trebuie să renunțați la o manifestare. Probabil nu aveți toate resursele în această direcție. Că ați vrut să fiți cu, cine, cu cineva și nu va a ieșit, că persoana cealaltă a vrut și nu, nu le-a ieșit, din niște motive acest magician nu a avut toate resursele la dispoziție sau și-a făcut iluzii. Și în general ne facem iluzii când nu avem tot materialul, toate informații necesare într-o situație. Da? Deci sunteți chemați să renunțați la cineva care v-a manipulat în mod special. Ca și lucru în lumea reală, adică soarele în fecioară, vă atrage atenția asupra faptului că trebuie să preluați comanda. Cofi la locul de muncă, să deveniți conducători într-un... iară, da... Unii ați fost într-un trio. Că trebuie să deveniți conducători ă, la locul de muncă, șef de echipă, șef de departament, de, șec, de secție, de ce o fi, aveți această capacitate de a conduce și trebuie să vă concentrați în această perioadă pe așa ceva. Este o mare diferență între a manipula și a conduce în cazul în care aceste două au legătură cu viața voastră profesională. Ideea este că trebuie să vă concentrați cum îi conduceți, nu cum îi manipulați pe ceilalți, sau, repet, dacă este o altă situație, aceea trebuie iertată, eliberată și în viața reală vă concentrați pe calități. Dacă nu le aveți, poate trebuie să vă dezvoltați aceste calități acasă, în relațiile cu cei dragi. Oricum, Pentru a manifesta aceste calități, trebuie să exprimați o anumită doză de curaj din partea îngerilor, că aceste cărți au legătura una cu cealaltă, că sunt separate. Adică, una poate să arate o situație la, la locul de muncă, una o situație în dragoste, una în familie. Voi știți, eu doar vă citesc pe scurt scurcățile ca un mic mesaj de lună plină. Din Partea angelor a primit cartea, dragostea este în jurul vostru. Există dragoste peste tot, doar trebuie să cunoașteți acest lucru, trebuie să vă mișcați. Voi sunteți, în general, cei cu planete în semnul taului, sunteți destul de statici, destul de comozi. Unii dintre voi, din acest motiv, poate sunteți chemați să preluați comanda și să deveniți conducători. Conducătorii nu sunt comozi. Um... Sunteți semne venusiene, poate. Trebuie să exprimați acest Venus într-un anume fel, prin dans, prin mișcare, prin deschidere față de Univers, față de natură. Și, făcând acest lucru, veți simți că dragostea este oriunde. Nu doar în, în, din partea acestui manipulator, nu găsiți satisfacții doar la locul de muncă sau în familie, dragostea este oriunde. Trebuie doar să vă deschideți ochii să vedeți, trebuie să vă deschideți inima să simțiți și evident să vă mișcați, să ieșiți din un pic din starea aceea de zodie fixă, ca asta sunteți, sunteți destul de fixiști în anumite idei și trebuie să ieșiți din starea asta. Următoarea zodie, gemeni. La ce trebuie să renunțați în perioada aceasta în seara asta, zilele următoare, nopțile următoare, având luna nouă în pești, în conjuncție cu Neptun, evident în opoziție cu soarele în fecioară, am spus și la Berbec, eventual puteți să ascultați începutul ca să înțelegeți măcar pe scurt opoziția acestei situații. Am zis, o carte vă arată la ce trebuie să renunțați, una pe ce trebuie să vă concentrați și un mesaj scurt de la îngeri. La ce trebuie să renunțați? Posibil unii dintre voi la un semn de apă, peșterac, rac scorpion sau cineva cu marcaș puternic pe aceste uh, semne. Poate să fie orice altă zodie, dar să aibă vreo 3, 2, 3, 4 planete sau ascendent în zodie de apă, se manifeste ca o zodie de apă. Trec peste acest aspect care vouă vă place, mie nu-mi place. Oricum, cartea reprezintă 10 de cupe. O carte excelentă dragoste, bucurie maximă, emoții. Ceea ce pentru voi, gemenilor, e destul de derutant. Pentru că voi sunteți semne de aer, se presupune că sunteți mai rațional. Dar asta nu înseamnă că nu aveți nevoie de emoții. Interesant este că soarele vostru în gemeni face cuadratură cu această lună și Neptun în P și cuadratură, evident, cu soarele în fecioară. Deci nu este o... Ah, și o poziție cu ce? Cu Jupiter în săgetător e clar că aceste cuadraturi sunt provocatoare, dar aici este, să zic, sfatul tarotului. Să renunțați la o iluzie. Luna în pești, în conjuncție cu Neptun, creează iluzii. Că o fi creat iluzii de mai mult timp, de un an, de zile, de doi, de trei, de câteva luni, de câteva săptămâni, voi știți. Este o situație care părea, cel puțin la început, minunată, perfectă, ideală, poate chiar o căsătorie pentru unii dintre voi, pentru că 10 de cupe poate să fie și o căsătorie, sau o mare bucurie care, în timp, a devenit o un obstacol, poate în calea evoluției voastre. Um a devenit o dezamângere evidentă de la bucurie. S-au vărsat cupele, s-au transformat în cupe goale. Nu v-a mai satisfăcut. Poate a fost o bucurie de scurtă durată. Sau persoana aceasta s-a dovedit a, eu știu, a fi altfel decât vă așteptați. Ideea este că trebuie să renunțați la 10 de cupe. Sfatul este să manifestați în realitatea voastră de zi cu zi noțiunea de, de școală să găsiți întrebările la această situație, eventual, mergând la o școală. Poate să fie spirituală, poate să fie o școală normală. Mergeți să învățați psihologie sau eu știu ce chestii de relații cu publicul. Învățați matematică. Văd aici și un pic de niște cifre pe o tablă, că voi sunteți buni matemati... matematicieni. Okay. Pentru unii, mergând la școală, primiți răspunsurile la niște probleme care nu le dădeați de cap. În ce sens? Poate vă întâlniți cu persoane care vă ajută sau conversând cu ei, da? nu neapărat la școala respectivă sau învățând anumite lucruri, conversând cu ei găsiți răspunsurile la niște întrebări care vă mm vă rodeau într-un fel. Că sunteți voi profesorii, că sunteți voi studenții elevi, asta voi știți. Ideea este că trebuie să mergeți la școală, să vă concentrați pe această școală. Da? De la înger ați primit mesajul înapoi la ceea ce vă place. Poate la școală, că e servici, că este... V-am zis, poziția voastră de elev student, descoperiți că aveți un, o materie care vă place foarte mult față de care nu v-ați concentrat în ultima vreme și vă întoarceți la ceea ce vă place și descoperiți acolo un alt univers și alte bucurii și vă ajută să, să uitați de aceste iluzii. Poate a fost o situație în care, sau este o situație în care trebuie să înțelegeți pe cineva mai bine. Probabil că nu ați înțeles pe cineva mai bine și să alegeți dragostea. Deci, întorcându-vă la ceea ce vă place, evident, trebuie să vă reevaluați dorințele. Mai ales după această situație în care dorințele, cupele, s-au vărsat. Sper să vă fie de folos pentru că văd la un moment dat ce o roata norocului se schimbă, roata norocului ieșiți din stagnare, ieșiți din balans, din argumente și, evident, vă întoarceți la ceea ce vă place. Alegeți dragostea și școala. Bună ziua, dragii mei! Continui cu semnul racului. La ce trebuie să renunțe racul, racii, în această lună plină, în această seară, zilele următoare, zilele următoare, sub influența lunii pline din pești, în opoziție cu soale din fecioară. Am vorbit pe scurt la berbe, puteți să ascultați acolo cam ce înseamnă această opoziție. Deci, la ce trebuie să renunțați? La 9 de băte. O persoană pasională sau față de care aveți voi multă pasiune, dar care s-a blocat. Poate sunteți voi, dar eu cred că este o altă persoană. Și am ținut, deși o să vorbesc doar despre această carte, am ținut să vă arăt cam ce a apărut și în spatele cărții. 5 de băte, conflicte, cu cine? cu un capricorn sau cu o persoană toxică. Posibil pentru unii să fie un semn de foc care a fost foarte toxic pentru că avem iar semn de foc. Avem trei cărți care reprezintă bătele focul. Da? Avem și un Capricorn sau varianta negativă a lui Saturn, o persoană care va a creat obsesii sau care are niște obsesii, niște probleme, niște toxicități și din acest motiv, posibil, ori ei v-au blocat pentru că nu aveau problemele rezolvate, ori, această situație v-a blocat vouă drumul, evoluția și nouă este număr spiritual, este încheiere de ciclu. La 10 deja manifestăm primul pas către eliberare sau întoarcere în acest ciclu. Ideea este că 9 de Arată că persoana a fost foarte rănită. Posibil, voi ați fost foarte răniți în niște discuții, în niște conflicte sau în a face față unei competiții care a devenit toxice. Cofi la locul de muncă, cofi cu cineva drag, voi știți mai bine. Acesta este sfatul. La ce trebuie să renunțați? Măcar o perioadă de timp, pentru că această lună plină. Își, își, aveți la capătul setului de cărți, da, temperanța și, și judecata, trebuie să vă ascultați intuiția și să vă echilibrați emoțional, să vă vindecați pentru că ați devenit epuizați în această situație. Ce spuneam că despre luna plină, spuneam ce am vrut să spun. Am vrut să spun ceva, m am văzut o carte și între timp am uitat. În fine. Noua debute. Persoana, dacă e vorba de o persoană, a avut scuturi. Și multe decepții din acest motiv îi puteți înțelege comportamentul, dar asta nu înseamnă că trebuie să continuați în această direcție. Nu este treaba voastră să-i vindecați. Trebuie voi să vă vindecați de această situație. A, mi-am adus aminte, da, am mai lungit-o un pic. Ce vreau să spun? Deci luna plină, ca și luna nouă, își continuă influența cam jumătate de an. Sau poate să fie un an întreg. Poate că în această situație pe care v-am arătat-o și v-am explicat-o mai devreme, trebuie să aveți. Vă spun asta pentru că aveți o carte care arată. Vi se, vi se aduce aminte să aveți răbdare într-o problemă. Probabil trebuie să mai așteptați o jumătate de an sau un an. Pentru ca acea persoană toxică să-și rezolve problemele singură, sau singuri, nu sunteți voi obligați și nu aveți nicio obligație, nici măcar spirituală față de ei, să-i ajutați. Fiecare se ajută dacă vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Și atunci ieșiți de această energie și fiți atenți ce va ieșit. Opțiuni. Vedeți în jurul vostru câte opțiuni aveți. Cor fi alte persoane, cor fi joburi, cor fi hobby-uri. În primul rând trebuie să vă echilibrați cu această balanță, da? Prin atenția față de alte opțiuni. Pentru unii simt că situația a fost emoțională Erotică, sentimentală și s-ar putea să aveți alte opțiuni foarte frumoase, erotice, romantice, în preajmă și trebuie să vă concentrați pe ele. Acesta este soare în fecioară, aceasta este realitatea, aceea este iluzia, da? Luna cu Neptun în pești. Ai iluzia pe care trebuie să o iertați, da? Aveți opțiuni. Poate și în carieră s-ar putea să aveți ceva, o situație, dacă treaba aceasta s-a manifestat în profesia voastră, s-ar putea să aveți opțiuni, oportunități și profesionale. Aveți un profesor spiritual cu care, asta spun, e bine să țineți legătura pentru că, dacă nu, trebuie să-l descoperiți, pentru că s-ar putea să, să vă ajute să. sau să vă susțină în această eliberare. Că, da, e clar că au fost niște. Vă mai arăt încă o dată. Ia uite. Ia uite, lupte, conflict, regele. A fost regele de băte poate deveni foarte egotic, foarte orgolios, foarte mândru. Sfatul este, considerați fundația pusă. Da? Cofi la locul de muncă, Cofi în, în dragoste și trebuie să mai așteptească până ei și rezolvă problemele. Voi v-ați făcut datoria, ați pus piatra de temelie în orice, în profesie, în sentimente, în familie și restul trebuie să muncească și ei. da? Nu se poate ca doar unul să muncească într-o direcție. Ați pus fundația, da? Sunteți, ați fost, sunteți angajați în ceea ce faceți, că e profesie, că e hobby, că este dragoste. Sentiment, e o chestie sentimentală. Voi știți, ideea este că sunteți destul de angajați. Însă, acum trebuie să aveți răbdare, v-am arătat și mai devreme, și să faceți ceva către, pentru altcineva, poate pentru niște copii, pen, pentru animăluțe, pentru natură, să vă concentrați pe alte lucruri. Urmează ce? Racul. Leul. Lei, leuți, leușori. Sfatul este, au venit două cărți, o să o citesc doar pe prima, dar amintesc și de a doua pe scurt. Sfatul este să renunțați la roata norocului. Poate unii dintre voi, dragii mei lei, mai ales cu ascendent în leu, dar depinde și de aspecte, că nu toți cei cu ascendent în leu joacă la, eu știu, jocuri de noroc. Puteți să aveți alte aspecte trebuie să renunțați la acest Jupiter însăgetător pentru unii sau poate, eu știu ce aspecte natale aveți unii, poate ați cheltuit prea mulți bani cu jocurile. De noroc! Renunțați la acest obicei, pentru că am zis la început de etalare, luna în pești, luna plină, este foarte potrivită pentru aceste tipuri de renunțări la adicții, la atașamente, la obiceiuri proaste, la legături toxice, la tot ce este rău și, nu oricum, prin iertare. Eventual trebuie să vă iertați, pentru că roata norocului înseamnă Jupiter. Jupiter are și un aspect foarte filozofic, religios, spiritual trebuie să vă iertați pe voi în cazul în care ați practicat așa ceva sau o persoană din preajma voastră a practicat așa ceva și din cauza asta va a dat emoțional peste cap. Pentru unii poate să fie într-adevăr un jupiterian, un pești, rac sau... Uh, racul nu e jupiterian. O persoană în semnul peștilor pentru că avem regele de cupe și avem și roata norocului care am zis e Jupiter, da? Pentru unii există. Acest fapt, să renunțați la cineva cu aspecte în zodia peștilor sau cineva care v-a dat emoțional peste cap în cazul în care nu sunteți voi cei care ați jucat, da, joculețe de noroc. Poate o relație care ați tratat-o ca fiind o roată de noroc. Și acum trebuie să renunțați la atitudinea asta. E o persoană pe care ați întâlnit-o într-un mod... E o relație karmică, asta e clar. De cât timp ați întâlnit-o voi știți, Poate că v-a adus noroc o perioadă, da, mulțumesc. Poate v-a adus noroc o perioadă această persoană, dar acum acest ciclu este 10. Acest ciclu s-a încheiat. De acum poate să chemați să vă construiți voi norocul vostru. Sau să vă căutați norocul în altă direcție. Există și un aspect pozitiv în această poveste. Posibil persoana aceasta în semn de apă v-a adus norocul. Dar gata, ori ei au nevoie să libereze de voi, dar eu cred că amândoi aveți nevoie să vă eliberați unul de celălalt. În realitate, aveți sfatul acesta. Că sunteți protejați, sunteți în siguranță, sunteți susțineți. În orice schimbare de carieră, vă doriți să o faceți. Poate v-ați făcut griji că nu aveți bani, și ați așteptat bani de la această persoană, dar sunteți chemați să o lăsați în spate sau persoana a așteptat bani de la voi, da? că se vor descurca, vor fi și ei protejați, veți fi și voi protejați. Este că aveți o sensibilitate pe care trebuie să o, să o hrăniți și să o protejați. Și în timp va veni justiția, în familie, în fine. În sensul că justiția se va face dreptate undeva în familie pentru cei care aveți probleme și sensibilitatea voastră rănită va fi vindecată. Dar sfatul este că sunteți protejați în viața de zi cu zi. Poate nu știți cum să faceți bani sau nu știți cum să vă schimbați cariera, încercați și vorbiți cu îngerii voștri și să vă să vă tratați cu atenție, pentru că sunteți totuși persoane foarte sensibile, chiar dacă uneori nu arătați. Of, 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 of. Aveți de luat niște decizii și să puneți capăt unei situații care v-a blocat și v-a adus multe, multe suferințe. Pentru unii poate să fie și un semn de aer pentru unii, nu pentru toată lumea. Sfatul de la înger este, fiți doritori să vă exprimați dragostea. Exprimați dragoste ca să primiți dragoste. Ei, asta puteți să faceți cu oricine. Oricum, există un suflu de romanță, există un iz de romantism în jurul vostru, Probabil că în momentul în care renunțați la această situație, am zis ori jocuri, poate să fie și, poate să fie și săgetător, pentru că roata norocului reprezentând Jupiter, poate să fie și uh, zodia săgetătorului. Sau orice aspect aveți voi între Jupiter și luna, că e regele de cupe. da, El reprezintă pește, sau scorpion. Poate aveți acolo niște aspecte și vă fac excepțional de sensibil. Emoțional. Și trebuie să renunțați la acest stil, să fiți mai puternici, mai protectori, pentru că și voi sunteți protejați și să vă exprimați dragostea. Poate, poate într-un fel mai romantic sau necondiționat. Dar eu cred că pentru o parte dintre voi este o chestiune legată de jocurile de noroc. Este o chestiune legată de bani pe care îi faceți după cum vine oferta, pleacă oferta. Tratați lucrurile în sensul acesta al, al banilor într-un mod foarte jucăuș, ca să nu spun altfel, și emoțional. Posibil unii aveți tendința să cheltuiți bani în momentul în care aveți dezechilibre emoționale. Știu mulți lei care cheltuie bani când nu se simt în apele lor. Sau când se simt foarte bucuroși iar cheltuie bani, da? E o situație legată de bani, această roată a norocului. Interesant! Ha, interesant! Această roată a norocului are un soi de zodiac, dar nu sunt puse zodile în ordine. Interesant! Ia uitați, aveți aici zodia leului, sunteți voi. Mai aveți o zodie, taurul, da? Probabil aveți o relație cu cineva în zodia taurului, cineva în, semn de, în semnul racului, am zis de pești, dar s-ar putea să fie rac pentru unii dintre voi. Și cineva, fiți atenți, în semnul Fecioare. Da. Cu care s-ar putea să cheltuiți prea mulți bani? Da. Și știu pe cineva. Are Taur, Fecioară, Rac, în care investește prea mulți bani. Da. Interesant. Interesant. Următoarea zodie. Fecioară. Am spus la începutul etalării, sper că ați ascultat sau dacă nu vă trimit la începutul etalării să ascultați un pic la berbec și să înțelegeți ce înseamnă opoziția lună conjunct Neptun în pești în opoziție cu soarele vostru în fecioară și cu ce alte planete mai sunt. Am spus că această lună este foarte bună să renunțați la anumite lucruri. În această etalare, sfatul este să renunțați o la un semn de aer. Gemeni, balanță sau vărsător Ori la un alt semn de pământ Vă place să vă zic semnele Taur, fecioară sau capricorn Dar trecând peste acest aspect Poate plan persoana are multe planete în aceste zodii Trecând peste acest aspect Sunteți chemați să renunțați la acest moment de decizii Probabil că ați întârziat foarte mult, foarte mult luarea unor decizii Simt că e o chestiune legală, poate să fie un divorț, e o chestiune care ține de justiție, la capătul setului de cărți. Aveți justiția, poate să fie și o balanță, că doamna zisem de aer, dar eu cred că ține mai mult de o... ori de un divorț îndepărtat, care va a blocat abundența asul de monede. Asul de monede e aici, dar este blocat de doi de spade. Probabil că a trebuit să vă decideți în legătură cu moștenirea, cu separarea, eu știu, averii, chestiuni care țin de aspecte legale, ale locului de muncă, contractului, contractuale. Renunțați un pic la aceste gânduri, pentru că dacă ați ști cât vă blocați în aceste gânduri, da, sunt gânduri, a apărut mai întâi doi de spade, semn de aer trec peste aspectul cu zodile și vă confirm faptul că atunci când vă gândiți foarte mult la un lucru, riscați să-l blocați. Vă blocați abundența, vă blocați șansa la o nouă relație, la un nou job, la un nou contract mai bun, la abundență, da? Asul de monede. Poate ați vrut să începeți ceva cu un semn de aer sau ceva la locul de muncă și nu a fost potrivit. Voi știți ce s-a întâmplat. Ideea este că trebuie să renunțați. Poate la o atitudine, da, mulțumesc mult, spirite, pentru inspirație. La o atitudine materialistă, pragmatică, mentală și de ce zic acest lucru? Pentru că aveți acest fapt. Libertate. Și în opoziție cu soarele vostru aceste, luna în pești, neptun în pești, unii tocmai pentru că sunteți mental, pragmatici, prea pământeni, sunteți chemați să vă echilibrați că doar există o justiție, da? O balanță să vă echilibrați și cum puteți să vă echilibrați decât eliberându-vă de aceste gânduri și cufundându-vă un pic în emoții. Poate voi mai mult decât alții. Nu întâmplător au apărut aceste cărți. Și de ce? Pentru că sfatul îngelor spune așa: 22, numărul apartamentului meu. Sfatul spune că este mai mult decât ceea ce vedeți voi sau puteți voi să înțelegeți în orice situație, că e vorba de această situație legală, contractuală, care văd că v-a dezamăgit pe unii dintre voi și ați avut multe, multe, blocaje mentale și, și dezamăgiri. Repet, poate că e divorț, că e la locul de muncă, voi știți. Renunțați un pic, da? renunțați la aceste gânduri, gânduri, spade, și grija, da, poate să fie și grija prea mare pentru bani. Pentru că ce faceți? Vă blocați ce? Libertatea emoțională, intuiția, dragii mei. Comunicarea la nivel emoțional cu cineva sau cu îngerii voștri. Aveți aici și școala. Probabil că unii dintre voi trebuie să, poate, unii trebuie să mergeți la școală, să vă mai școliți, să vă mai educați în anumite probleme, chiar profesional, ca să puteți atrage această abundență la care tot timpul vă gândiți. Dar trebuie cum? Trebuie să vă eliberați de aceste gânduri, să gândiți un pic în afara cutiei, să gândiți un pic și emoțional, intuitiv. Orice problemă trebuie să o tratați și din punctul ăsta de vedere. Aici aveți multă apă în această carte și parcă echilibrează, da? V-am arătat balanța, echilibrează. Este nevoia voastră de a vă echilibra prin emoții. Și de a înțelege că lucrurile nu sunt de fiecare dată așa cum par, că sunt legale, că profesionale, că sunt emoționale, lucrurile sunt mult mai profunde, situațiile sunt mult mai complexe. Da? Și spune cartea. Inima, materie. Materie, situație, orice ar fi. Există o inimă în fiecare lucru, persoană, situație, repet, ca să înțelegeți, da? Aceea nu se vede, nici noi nu ne vedem inimile. Noi vedem pielea, noi vedem aspectul, hainele, da? Interesant este că aveți o legătură spirituală foarte puternică cu cineva. Posibil, acolo ar trebui să vă concentrați un pic. Și în primul rând să înțelegeți că dacă vă gândiți prea mental, prea pragmatic și vă este greu, vă, vă îngreunați alegerea, trebuie să vă eliberați și să vă conectați la intuiție, la emoție. eu te vă delfinaș semn de apă, poate pentru unii dintre voi, dar trec peste aspectul ăsta, poate să fie orice semn, că aveți și balanță și uh, semne de pământ, da? Aveți o, o legătură spirituală, vă arăt, cu cineva. Concentrați-vă pe dragoste, dragii mei. Pentru că dragostea, dragostea atrage dragoste și vă, vă, arăt pentru că na, trebuie să vă confirm. Comunicați telepatic cu cineva. Ia uitați, e un drum între mintea voastră și a lor. Cineva din viața voastră. Dar ideea este să nu-i tratați doar la suprafață, nu-i tratați ca pe niște corpuri, ca pe niște... ca pe o materie, da? Ca pe materie, așa cum aveți Mulți dintre voi, nu toți. Unii sunteți foarte evoluați, alții trebuie să mai lucrați un pic, că nu degeaba aveți școală, să mai lucrați un pic la aspectul ăsta al vostru. Și să ieșiți din gânduri și din grija pentru bani. Aici e clar, este semnul banului. Că e relație, că ați vrut să începeți ceva, să vă puneți bazele într-o direcție, voi știți, dar nu vă mai gândiți o perioadă. Pentru că lucrurile se manifestă în funcție de timpul divin. Și nu contează cât veți vrea voi să stați în cap să munciți sau să vă depărtați de anumite lucruri, ele nu vor veni decât când veți face anumiți, pa anumiți pași în anumite direcții. Și aici este libertatea voastră de gândire și de emoție, Nu gândire în această mentală, o gândire emoțională, creativă, apoasă. Da, asta e pentru fecioară, pentru lună plină. La revedere, revin cu partea a doua.